Astăzi suntem alături de Antonio Salameh, Executive Director of International Operations în cadrul Alexandrium Group. E un rol pe care l-ai preluat anul trecut. În mare parte sunt responsabilități comerciale. Ne uităm aici la brand building și la vânzări, deci pot să zic că e și un mix de marketing. Eu am fost foarte sincer și la Gala Mărcoveanu când am vorbit. Eu am venit aici să ajut pe tatăl meu. El este, să zic așa, vizionarul. El are, să zic așa, vise în acest domeniu și pentru firma asta. Care sunt calitățile pe care tu le admiri cel mai mult? Vreau să fac așa o mică paranteză. S-a creat așa ca un fel de percepție de un af că e un vizionar. Într-adevăr, fost în cuvântul în sine, dar el nu cred că are vreo baghetă magică. El pur și simplu e cineva care nu înțelege cuvântul nu. Adică el e dispus să riște, e dispus să stea nopți, ani întregi, să ducă un proiect până la capăt. Ceva care putem face toți. Asta e calitatea principală care o am eu, să zic așa. La fel sunt și eu. Adică pot să zic că o calitate principală de el, care încă încerc să o cultiv cât de mult pot, este acest never give up attitude și să duc ceva până la capăt. Pentru că cei care ne urmăresc sunt convinsă că printre ei se află și foarte mulți tineri. Și uite că spuneam că este o echipă și e un lucru care e foarte bun, o echipă globală, e o strategie care va fi într-o continuă expansiune și poate că sunt interesați să se alăture acestei echipe, acestei familii, da. Că am tot vorbit și de familie. Ce le transmite tinerilor care sunt interesați să vină poate în cadrul companiei, că e o oportunitate uriașă pe care o au aici la Alexandrium? Da, da. Păi în primul rând sunt multe posturi care încercăm să le acoperim și avem nevoie de oameni. Sfatul meu ar fi să încep cât mai repede și eu mă gândeam, ok, poate e prea devreme să fiu manager, dar de când am intrat așa în pâine, în ghilimele, am învățat, cred că, în 8 luni de zile când am făcut în 4 ani la facultate.